bărbat care a furat din poșeta unei femei portmoneul cu bani și acte personale în timp ce aceasta se afla la biserică a fost identificat la începutul acestei săptămâni. Polițiștii au reușit să recupereze întreg prejudiciul. Un careian în vârstă de 53 de ani a fost identificat ca fiind principalul bănuit de furtul unui portmoneu ce conținea bani și acte personale din poșeta unei femei. Fapta s-a petrecut în data de 10 februarie anul curent într-o biserică din satul mare. Prejudiciul constând în acte și bani, estimat la valoarea de 280 de lei, a fost recuperat în totalitate, iar bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt.